Salutare și bine vă găsiți la un nou tutorial! Astăzi vă voi arăta cum să desenați această piesă în AutoCAD 3D. Mai întâi ne vom focusa pe această parte. Aici vom avea de construit două cercuri, unul de rază 10 și unul cu rază 25. După aceea le vom copia și le vom pune alăturat, adică la o distanță de 25 de unități. Mai mult de atât, avem aici o înălțime de 35. Să începem! Apelăm la comanda Circle și vom scrie 0,0 să fie exact din origine, de Enter și scriem 10 unități. Dublu click pe roția de la mouse, următorul cerc, Circle, 0,0, tot din origine și va avea raza de 25 de unități. Fiți sigur să aveți comanda ortoactivă, este foarte important. Acum vom copia ambele cercuri, comanda Copy, le vom muta la dreapta cu 25 de unități mai exact. Comanda Line și vom aplica o linie până în celălalt quadrant aici. Selectăm această linie, dăm comanda copy și o copiem în cealaltă parte, exact în paralel. Bun, mai departe, selectăm tot desenul și dăm comanda trim. Ștergem toate liniile de care nu mai avem nevoie acum. Selectăm această linie și o copiem acum în celelalte două puncte. Selectăm aceste cercuri, comanda trim din nou și sergem această parte. În continuare, selectăm aceste linii, dăm comanda join pentru a avea un singur contur, după cum vedeți, să nu mai avem mai multe linii și arce de cerc. Același lucru îl vom face și în partea cealaltă. Comanda join și acum apăsăm pe butonul de home pentru a merge în plan 3D. Selectăm acest contur și îl copiem deasupra undeva pentru că vom avea nevoie de el ulterior. Deci comanda copy și să zicem o valoare de 50, nu are importanță. Acum mergem la comanda press pull, selectăm această suprafață și mergem cu 35 de unități. Foarte important, acum ne vom concentra pe cealaltă parte, însă, pentru a putea desena acest solid, vom avea nevoie să mutăm originea. Deci, originea noastră este aici, în acest punct. Noi o vom muta în față cu 25 de unități, apoi în dreapta cu tot 25 pentru a ajunge în acest punct și noi trebuie să coborâm până aici. Deci, această bucată are 12,5, înseamnă că vom merge în jos cu 22,5. Selectăm originea mai întâi originali deci doar o mutăm, fiți sigur să aveți comanda ortoactivă, după cum v-am mai zis. Scriem 25, acum o mutăm din nou, tot cu 25, și acum în jos, 22,5. Bun, din acest punct vom aplica comanda box. Și vom avea următoarele dimensiuni. Dacă noi avem aici originea, înseamnă că până în acest punct vom avea 25 plus o rază de, din cercul exterior, adică încă 25. Cu alte cuvinte, 190 minus 50, 140 de unități și invers 50 de unități, după cum vedem. După aceea vom adăuga o înălțime de 10. Deci, comanda box 0,0 pentru că începem chiar din origine. Prima dimensiune 140, tab 50. Enter. Și acum vom pune o înălțime de 10. Mai departe, mergem la planul de front aici și avem nevoie de XY pentru a desena. Pentru aceasta mergem la meniul de Tools, New UCS, View. Și avem XY. Putem desena acum în voie. Dar mai întâi trebuie să mutăm din nou originea. Originea trebuie să fie pusă exact în acest loc. Deci, mergem înapoi aici. De data asta, vom merge în sus cu 10 unități, exact cât este grosimea, și apoi vom merge în partea stângă cu 20 de unități. Selectăm originea. Move origin only. Mergem în sus cu 10 unități și acum mergem la stânga cu 20 de unități. Bun, este în regulă. Mergem pe planul de top, din nou, rotim, începem cu prima linie. Line, punctul 0,0, tot din origine, 140, mergem în sus cu 55,5, în stânga cu 50 și mergem în jos. Cu 55,5 am mers pentru că aici avem distanța între acest plan și centrul acestui cerc este, după cum vedeți, 55,5, iar cercul exterior are diametrul de 50. Aici vom avea de asemenea o înălțime de 8 și vom merge cu o linie până intersectăm această linie, care deja am construit-o. În plus, îi vom adăuga o rază de 18 unități. Deci, Comanda Line din nou, din 0,0 din origine, o linie de 8 unități. Și acum mergem în dreapta. Aplicăm comanda filet, R de la rază 18 și selectăm aceste două linii. Din acest punct vom construi un cerc. Deci comanda circle și vom scrie 25, un cerc de rază 25. Selectăm această parte, comanda trim, ștergem acest arc de cerc, selectăm, această linie și linia de 8 și dăm comanda Join. Acum avem un singur contur. Apelăm la comanda Press Pull și va fi 10 unități aici. Cum am văzut deja. Mai departe ne vom focusa pe acest cerc. Aici avem un cerc de diametru 50 și un cerc de diametru 25. Mai mult de atât grosimea va fi de 30 de unități. Pentru aceasta Mergem din nou în planul de top, rotim și mai construim încă două cercuri. Deci, comanda circle, tot din acest punct, 25, comanda circle, tot din acest centru, d de la diametru, 25. Putem șterge această linie, prespul această suprafață, aici cu 10 și în partea opusă cu 20 pentru a avea totalul de 30 aici. Să aruncăm o privire, dăm pe shaded și vedem că avem aici aceste părți care trebuie tăiate. Nu e nicio problemă, mergem la comanda press pull, mergem cu această suprafață în jos, iar acum apelăm la comanda subtract. Selectăm primul obiect și al doilea, dăm enter pentru că din aceste obiecte se va tăia și apoi selectăm acest obiect și dăm enter. Și, după cum vedem, nu mai este nimic, totul s-a curățat aici și desenul nostru este gata. Pentru un ultim pas, dăm comanda Union, pentru a avea un singur solid, Enter, selectăm desenul, Move, și îl mutăm alăturat, iar acum ștergem toate liniile și contururile rămase. Dublu click pe ruța de mouse și desenul este gata. Sper că acest video v-a ajutat. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le lăsați în comentariile de mai jos. Ca de obicei, nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare.